Alimentația este importantă în perioadele în care rezervele de energie sunt epuizate. Oboseala poate fi ținută sub control printr-o dietă sănătoasă, care să alimenteze celulele, mușchii și creierul cu toate substanțele necesare. Influența alimentației asupra nivelului de energie începe de la primele ore ale dimineții cu micul dejun. Persoanele care nu mănâncă la micul dejun sunt mai predispuse apariției stărilor de oboseală în preajma prânzului. Micul dejun îmbunătățește concentrarea, reglează apetitul alimentar pentru tot restul zilei. Dacă sunt consumate alimente sănătoase la micul dejun, el poate să prevină obezitatea, diabetul sau afecțiunile cardiace. Idei de mic dejun: covrigei integrali cu brânză, cereale integrale cu fructe și iaurt, ouă fierte cu o lipie integrală, omletă simplă, fulgi de ovăz cu stafide. Alimentele procesate și cele care conțin carbohidrați procesați nu sunt benefice și nu ajută la combaterea oboselii. Alimente de evitat: pâine albă, biscuiți rafinați, prăjiturile, sucurile acidulate. Zahărul are efecte adverse, mai ales în rândul persoanelor afectate de oboseală. El slăbește sistemul imunitar, crește nivelul inflamațiilor în corp și afectează flora intestinală. De asemenea, poate cauza o creștere bruscă a nivelului de glicemie, urmată de o hipoglicemie, anxietate și poftă de mai mult dulce. Relatează monitorul de Cluj.ro.